Salutare, oameni buni, pentru astăzi ziua de vineri să fac un bilet. Avem meciul, încep campionatele din Anglia și din Germania, campionatele puternice. Pe biletul de ieri, primul bilet cu cotele mici, 1 pe CSKA Sofia, am pierdut pe biletul 1, dar biletul al doilea single, Dronov bet 1 pe Zoria, a ieșit, a câștigat Zoria Lugansk. Vineri, ziua de 5 august, așa, avem Crystal Palace cu Arsenal. Arsenal, o echipă care anul trecut din nou a fost aproape să încheie sezonul pe loc de Champions League, dar au ratat din nou la mustață pe final. Joacă la Crystal Palace. Crystal Palace e o echipă frumoasă, destul de bună, dar mai mult de mijlocul clasamentului, nu poate să-și propună mai mult. În ultimele meciuri directe, Arsenal a câștigat de vreo 2 ori, 2 egaluri, și ultima întâlnire directă a fost o victorie 3-0 a lui Crystal Palace. Arsenal totuși a păstrat jucătorii buni. A mai venit la ei și Gabriel Jesus. Eu o să joc Dronobet pe Arsenal. Arsenal să câștige, dacă se termină egal primim cotă 1. Dronobet pe Arsenal la cotă de 1.38. Asta este primul meci. Pe meciul 2 o să joc din Germania, Frankfurt cu Bayern, meciul de deschidere al Bundesligii. Anii trecuți au fost meciul cu peste 2,5 goluri în 4. În meciul tur a fost 2-1 pentru Frankfurt și meciul retur a câștigat Bayern, cam chinuit 1-0. Pe celelalte întâlniri de anii trecuți a fost 5-0 Bayern, 2-1, 5-2 Bayern, 5-1 Frankfurt. Le-a mai pus probleme și Frankfurt din când în când. Posibil să vedem GG aici. Frankfurt au în continuare pe Kostic, jucător foarte bun de anul trecut, care a făcut niște meciuri extraordinare în Europa League, și l-a mai dus Frankfurt pe Mario Götze și pe Alario de la Leverkusen. Deci s-ar putea ca Frankfurt să fie o echipă destul de bună. Bayern deja a jucat un meci oficial, 5-3, a câștigat Supercupa cu Leipzig. Spectaculos, Bayern l-a adus pe Mane și în rest jucătorii de la mijlocul în sus au cam rămas toți în afară de joc pe Bayern, că marchează 2 plus. Total gol Bayern peste 1,5 goluri la 1.4. Și lângă aceste două meciuri mai adaug un meci de tenis. O să mă duc la turneul WTA de la San Jose, Ons Jabeur cu Veronica Kudermatova. Ons Jabeur are un an excepțional. Ons Jabeur a bătut-o pe Kiss ieri, a distrus-o. Kudermatova și ea o jucătoare bună, dar eu o văd pe Jabeur câștigând aici. 1 la 1.47 pe Jabeur. Din aceste 3 cote avem o cotă totală de 2.88 și dacă ar fi să joc un marcator o să merg pe Arsenal. A mai jucat un amical cu Sevilla, 6-0 pentru Arsenal, și a marcat Jesus de 3 ori. Eu o să merg și aici la pariuri speciale. Gabriel Jesus marchează. Gabriel Jesus la cotă de 2.80. Acest pariu îl voi juca single. Asta au fost ponturile, ăsta e biletul meu. Mersi de atenție, baftă la pariuri.